Asta e bloc de locuințe sociale. Da. Din raionul Sângerei, dacă oraș, aparține. Din orașul Sângerei. Dar dacă nu aparține primăriei, dar Consiliul Raional, înseamnă că e pentru tot raionul. Dacă așa a comunicat viceprimarul. Păi și mașinuța au sărași aici. Da, asta e numai unul cu ea, stă sau lucru. Sara e plin aici, e cu mașini de lux. Nu, e ca este și o persoană cu semn de dizabilitate. Și vezi că are și rampă de acces pentru. Da, și numai da, la un apartament duci rampa. Da, da, numai la un apartament. O persoană chiar are nevoi sociale, dar restul cât e etajul. Toate de... pentru polițiști și cred că și medici. Poate și-a și pus și medici. Nu știu. Și te-ai adresat la Consiliul Raional? Da, eu am depus toate documentele să-mi dea apartament. Și nu cad în... Nu te potrivești cu criteriile cele ale lor? Ești prebogată sau ce? Sau... Da, nu mă potrivesc. Așa mi-au spus. Dar documentele le-am dat tot. Când se dădea în exploatare casă. Da, când? Cât timp? Câțiva ani în urmă? Da, da, sunt vreo 5 ani. Dar mai departe să... blocuri privatizate, da? Poate o să mai facă Consiliul Raional blocuri sociale și o să fie loc pentru persoane ca dumneata, nu? Într-o bună zi!